Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, iată din nou împreună aici la Trinitas TV într-o nouă ediție de Bucuriile Vieții. Invitatul meu de astăzi este un mărturisitor și slujitor al Evangheliei Iubirii Milostive a lui Hristos. În cei 75 de ani de viață și cei 26 de ani de slujire arhierească, a reușit să aibă o intensă și frumoasă lucrare misionară. Astăzi, doamnelor și domnilor, la Bucuriile Vieții, dați-mi voie să-i spun bun venit în al preasfințitului părinte Laurențiu Streza, mitropolitul Ardealului. Bine ați venit, vă mulțumim că sunteți alături de noi la Bucuriile Vieții. Mulțumim pentru invitație și bine v-am găsit pe toți. În al preasfinția voastră, în predicile pe care le-am urmărit, am întâlnit câteva cuvinte. Rugăciunea te ajută să treci de la starea de om nefericit la starea de om fericit. Ce este bucuria în al preasfinția voastră? Bucuria pleacă întâi de la o stare de pace și de împăcare cu tine însuți, de liniște. O liniște care te obligă să-i mulțumești celui care ți-a dat posibilitatea să te bucuri de tot ceea ce ți-a rânduit Dumnezeu. Deci asumarea vieții, asumarea încercărilor. Sunt și bucurii și momente deosebite în viață, dar toate împreună, dacă le consideri că sunt rânduite de Dumnezeu, pentru că dacă nici un fir de păr din capul nostru nu se mișcă fără voia lui Dumnezeu, starea aceasta de pace, e pacea pe care noi o invocăm liturgic constant. Sunt trei faze ale păcii. E pacea cu Dumnezeu, pacea cu semenul și pacea cu tine însuți. Indiferent de unde pleci, tot acolo ajungi. Dacă ai pace în sufletul tău, pentru că ești împăcat cu Dumnezeu și cu semenul, ai starea de bucurie și bucuria se provoacă. Bucuria nu este doar o stare constantă de mulțumire. Ea are și momente deosebite de extaz, momente de trăire gnostică, până ajungem noi, până la trăirea aceea mare. Dar mergând la biserică, participând la slujbele noastre și mai ales împărtășindu-ne cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos, suntem cuprinși de acea bucurie care vine nu de la noi, ci din ceruri. Deci, indiferent cum am încercat să definim bucuria, ea nu poate să fie legată de clipele izolate ale vieții. Pentru că, așa cum o amintire frumoasă să consumă, un memorial să consumă, pentru că noi suntem trecători prin viață, un memorial liturgic, adică o comemorare a unui eveniment, a unei întâmplări din istoria mântuirii, rămâne permanent cu noi și noi devenim contemporani cu acel eveniment. Acestea sunt bucuriile pe care le are un preot, bucuriile pe care le poate avea un credincios, cu atât mai mult bucuriile pe care le are un ierarh care și-a asumat lucrarea aceasta, misiunea aceasta, care nu este ușoară deloc. Putem ajunge la starea de bucurie prin rugăciune? Rugăciunea este sursa de alimentare constantă și continuă cu Dumnezeu, de alimentare a Harului. Deci, de la simpla rugăciune pe care o îndeplinim cu toții, cât ar fi ea de sumară dimineața, la rugăciunea care încheie ziua, ea aduce acea stare de mulțumire, pentru că noi înțelegem rugăciunea întâi de toate ca un act de preamărire a lui Dumnezeu. Deci eu, ca să pot să fiu ascultat de Dumnezeu, ca acele cereri pe care eu îi le adresez lui Dumnezeu să îmi poată fi împlinite, eu trebuie să am două stări de acestea pregătitoare. Întâi de toate să-L lau, să-L preamăresc pe Dumnezeu și în al doilea rând să fiu recunoscător, să-I mulțumesc lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu îmi adaugă, El știe, chiar dacă eu nu adaug o
o cerere. Suntem obișnuiți să înțelegem, așa când zice, rugăciunea. Rugăciunea ar fi de la rugăminte, de la un fel de cerere constantă. Păi noi lui Dumnezeu nu numai cerem, noi trebuie să-i și dăm. Adică ne dăruim pe noi, cerem ca Dumnezeu să ne întărească slăbiciunile sufletești și trupești pentru ca să putem să-L preamărim, să putem să-I mulțumim și apoi le adăugăm toate celelalte nevoi și acestea puse într-o ordine nu așa cum o vrem noi. Că dacă am reduce totul la o cerere și la o trebuință de acum, de moment, cu atât mai mult la una materială care piere și aia cât ar fi de mare, noi n-am înțeles nimic din rugăciune și atunci o transformăm într-un fel de act de acesta pus peorativ, așa, de cerșitorie. Noi suntem încredințați că Dumnezeu ne cunoaște nevoile. De aceea, o rugăciune pe care o faci și tu personal, particular, cu atât mai mult, rugăciunile liturgice încep cu doxologie, cu preamărire, în trei forme de început de rugăciuni, doxologiile acestea, binecuvântarea mare, binecuvântarea treimică și binecuvântarea mică. Deci îl preamărim pe Dumnezeu, care ne este principiul vieții, care este sursa vieții, care este izvorul a tot darul. Și atunci, iată că rugăciunea devine o bucurie. Bucuria aceasta a rugăciunii îți dă tărie, îți dă persistență, adică îți întărește speranța, nădejdea. Că mergem, ne rugăm dacă suntem credincioși. Deci credința este forța, temelia. Este punctul de la care plecăm. Apoi, în rugăciune, noi ne exprimăm încrederea că Dumnezeu primește puțina mea rugăciune. Și de aceea, dacă în acest dialog cu Dumnezeu eu adaug și partea care le copreșește pe toate, iubire, îi răspund iubirii lui Dumnezeu care este nemărginită. El mi se dă, mi se dăruiește continuu în Sfânta Euharistie. Hristos ne face pe noi purtători de Hristos și atunci eu trebuie să fiu sensibil, să simt în interiorul meu bucuria darului și răspund prin iubire, prin acel puțin sentiment pe care îl provoc și care îmi dă mie consistență, îmi dă mie stabilitate, îmi dă mie încredere că sunt pe drumul cel bun. În prezenția voastră, aici la Bucuriile Vieții, în fiecare sezon am încercat să aducem oameni care aduc bucurie vieții. Am încercat să aducem din diferite domenii oameni care ne fac poate viața mai frumoasă. Și dumneavoastră sunteți omul care s-a născut la Sâmbăta de Sus, în județul Brașov, iar părinții au fost cei care v-au insuflat dragostea față de Dumnezeu, dragostea față de rugăciune. Cum trăiați bucuria ortodoxiei în acei ani ai copilăriei? Mă amintesc cu multă bucurie, cu multă dragoste, cu începuturile copilăriei, de când mai sunt conștient, deși au fost marcate apoi și de alte momente pe care le-a rânduit Dumnezeu, pentru că atunci nu le-am înțeles. De când eram copil mic, din clasa a patra și până în a șaptea, făcând școala în sat, acolo, nu știu în ce împrejurare, am fost chemat, pentru că bunicul era cântăreț la strana, la biserică, unul dintre mulți cântăreți de acolo, și părintele Severian Teodor, bătrânul nostru părinte, m-a chemat în altar să-l ajut acolo. Deci eu am făcut o ucenicie, întâi cu teamă că
întâi intri în altar, știam eu ce e altarul, de mic am mers la biserică, dar apoi trebuie să spun și rugăciunea Tatăl nostru și crezul apoi. Deci am învățat liturghia fără să fac o steneală, să fac un efort deosebit, și vedeam acolo, dar de la bucuria aceea de a te împărtăși cu prescurea, am gustat prescurea aceea de mic a Euharistiei, anafora. Apoi, de la biserica noastră din sat sau credința noastră puternică, statornică, a fost întreținută de mănăstire, pentru că din timp în timp și la marile sărbători, mai ales vara, aproape în fiecare duminică mergeam la mănăstire, 9 km, mergeam cu căruța, am mers de multe ori și pe jos, și acolo la mănăstire era ceva deosebit. Puteam să fac comparație întotdeauna între ambianța liturgică a comunității locale, a parohiei, și ambianța aceea cosmică a slujbei făcută în altarul de vară, unde era multă lume, a ceremoniilor mari, a manifestărilor deosebite. Toate acestea pentru mine erau ceva constant. Așteptam cu drag, deci aveam o mare bucurie să vină sărbătoarea sau duminica sau ocazia în care noi să mergem la mănăstire. În al doilea rând, acolo am găsit oamenii ai bucuriei. Și doi dintre părinții care mi-au fost dragi și au fost apropiați de noi și au fost și, apoi și duhovnicii noștri, au fost doi părinți prieteni și ei împreună, părintele Serafin Popescu, care a fost duhovnicul nostru de la început, și părintele Teofil Părăian. Părintele Teofil îmi făcea o mare bucurie când venea acasă și îmi spunea că Liviu este prietenul meu. Deci, ce putea să spune pentru un copil? Ce bucurie putea să aibă sau ce sentiment se poate trezi într-un copil când cineva, un părinte pe care tu îl vedeai ca pe un chip ideal, să spună că e prietenul tău? Câți ani aveați? De mic, de când la 13 ani a murit tatăl, deci până la 13 ani, de câte ori venea părintele Teofil la noi acasă, ce mai face Liviu, prietenul meu? Apoi părintele Serafim Popescu pentru mine, fără să-mi dau seama, a devenit un model. Și mi-amintesc de o întâmplare foarte nefirească pentru alții, dar acum semnificativă pentru mine. Nu știu cine m-a întrebat sau copiii m-au întrebat ce vreau să mă fac eu când voi fi mare. Și am spus, când voi fi mare vreau să mă fac părinte Serafim. Așa am zis eu. Unul dintre copii i-a spus bunicului lui. Ia uite ce a zis ăsta, că el se face părinte Serafim. Și el a spus o vorbă urâtă, să face un drac, un demon. La noi nu se folosea expresia asta, drăcuială, jurătura aceasta, adică să-i făgăduiești diavolului ceea ce nu-i aparține. Și am venit plângând acasă și mi-amintesc de starea aceea, trecerea de la bucuria pe care am declarat-o că vreau să fiu părinte Serafim. Nu înțelegeam eu ce însemna să fii părinte Serafim, pentru că n-aveam înclinații, nu simțeam înclinații de-astea monastice și am crescut în tinda mănăstirii, dar a fost eu, pentru că într-adevăr era un om al bucuriei. De câte ori ne întâlneam, spunea ca și Sfântul Serafim, zicea, bucuria, sunt voi, îmi creați bucurie. Și ne dădea cu adevărat bucurie. Ce să vă spun, începuturile, pe urmă au urmat
încercarea, când Dumnezeu îți trimite și un semn, deci cel care era stâlpul familiei, și familia era cam mare, noi foarte rar aveam mai puțin de 7 la masă. Dar a fost cu bine, așa, și când tatăl a plecat printr-o chemare a lui Dumnezeu, l-a chemat atunci când a fost potrivit, s-a rămas mama, Dumnezeu să o odihnească, ea care a rămas până a dat Dumnezeu să ajungă o vârstă așa de frumoasă, aproape 90 de ani, ea, după ce a rămas văduvă, s-a rugat lui Dumnezeu ca să-i dea, să-i ajut, să o ajute, să ajungă să facă vârsta bătrânețelor în care, a văduvelor din Scriptură, să aibă și a ajuns să depășească vârsta de văduvie, 40-50 de ani de văduvie a dus așa, și iată cum încercările te duc apoi la o altă bucurie, la o bucurie nu de moment, la o bucurie care se raportează ea la bucuria tinereții, care te-a format, s-a format sufletul fără să faci tu eforturi deosebite sau cineva să te catehizeze, cineva să influențeze neapărat așa direct. Și mi-amintesc de un lucru cum mama tot îmi spunea, să te duci la teologie, și am spus, las-o să simt eu. Și asta a fost până în ultima, după ce am terminat, am vrut să intru la seminar, să dau la seminar, și eu, neavând vârsta cerută atunci, deci când terminai școala primară, ca să intri în seminar, trebuia să mai stai un an acasă. Și ca să stau un an acasă, când se făcuse colectiv, atunci se făcea CEUPE-ul, ne-au luat tot pământul și am zis, nu stau, mă duc la liceu. Și am intrat la liceu și am câștigat cu ocazia asta 2 ani. Un an care mă obligau să mai stau acasă și un an de seminar, că am făcut numai 4 ani de liceu în loc de 5 ani de seminar. Tatăl știa că ați vrea să urmați această cale a teologiei? Cine, tatăl? Tatăl. Nu. Tatăl m-a crescut așa, adică a lăsat răspunderea aceasta pe seama mamei. Și mi-amintesc dintre ultimele momente de încercare dintre ei, mama era foarte bolnavă și tatăl era înfricoșat, că era speriat că moare mama și el rămâne cu 3 copii. Și chiar s-a rugat înainte de a muri, înainte de a avea accidentul de la sâmbătă, a rămas în mănăstire și s-a rugat și a zis, Doamne, dacă o fi să ne desparți, ia-mă pe mine, că eu nu sunt în stare să cresc copiii. Și uite că așa au făcut Dumnezeu, l-a luat pe el și a rămas mama. Deci tatăl a fost convertit, da, într-adevăr, adus de către mama. Mama, de la început, a avut așa o activitate asupra lui, o influență benefică, cu multă încredere. Tatăl mergea să muncească la mănăstire pentru că avea nevoie de bani să plătim impozite și cote, pentru că aveam 9 hectare de pământ, poate și mai multe, că nu atât au fost declarate. Și pentru astea trebuia să plătim cote, că era după război. Și unde? Muncea la mănăstire ca să câștigă ceva bani. Mergând la mănăstire să lucreze, mergea și la slujbă dimineața. Apoi, împreună, părinții mei, și este un lucru mare de tot, care a stat la temelia vieții noastre, părinții mei au mers la părintele Arsene Boca să primească binecuvântare de căsătorie. Pentru că ei erau verde al treilea. Biserica dă dispensă pentru căsătorii, astfel de căsătorii, dar ei au avut această frică, mai ales mama. Și părintele a dat binecuvântarea și a spus, măi, să urmați calea asta, să rămâneți pe calea aceasta, că Dumnezeu vă ocrotește. Și într-adevăr am văzut mâna lui Dumnezeu, pentru că ucenicul părintelui Arsene sau colegul părintelui Arsene, părintele Serafim Popescu,
ne-a preluat. El a fost cel care a avut grijă de familia noastră și așa am putut trece prin toate încercările. Sunt sigur că acolo unde era tatăl meu, în momentul în care eu am intrat la teologie, am terminat teologia, am devenit preot, s-a bucurat împreună cu noi. Cu atât mai mult că s-a mai bucurat cineva când, fiind în familie, având copii, mama copilor a plecat, cred că s-a bucurat și ea când m-a chemat Dumnezeu la o altă sarcină mult mai grea. Așa este, sunt convins că cei dragi care sunt acolo într-o altă lume mai bună se bucură de fiecare dată pentru reușitele noastre. Suntem siguri că există comuniune între noi și cei de dincolo. Că rugăciunile pe care le facem noi nu sunt simple amintiri sau simple momente emoționale. Mi-amintesc cu drag și de toți cei plecați dincolo. Dar știu că sunt mult mai mulți dincolo decât suntem noi aici și mai știu un lucru, că din zi în zi, cu cât ne îndepărtăm, cu cât trecem prin timp, ne apropiem de momentul în care Dumnezeu ne cheamă dincolo. Înalt Preasfinția voastră, studiile v-au purtat peste tot, în toate colțurile țării, dar și ale lumii, de la Sibiu la București, apoi la Bosei în Elveția. Practic, sunt cei mai importanți ani pentru formarea unui om, acești ani ai studenției. Ați avut ocazia să vedeți o lume întreagă, o lume diferită, mai ales pentru acele vremuri. Ce v-a rămas în suflet din acea perioadă a studenției? Când am intrat la teologie, am întâlnit aici niște oameni pe care îi cunoscusem pe la Mănăstirea Sâmbăta și întâi de toate pe viitorul mitropolit Nicolae Mladin, care era profesor. Și mi-amintesc că noi, veniți din liceu, trebuia să dăm un examen foarte serios, sau cel puțin pentru noi foarte greu, din limbi străine, greacă și latină și o limbă modernă. Eu nu făcusem greacă decât am făcut liceu matematic, secția reală. Știam, cunoșteam literele grecești, dar nu i-am pus alături și un părinte pe care îl pomenesc cu drag, un vecin, un consătean de-al meu, era la seminar părintele Vasile Cornilă, ajuns arimandit a fost aici și a plecat la Domnul de mult. Dânsul m-a învățat, am făcut câteva ore de greacă și am învățat să scriu, să citesc și câteva forme de acestea, declinări, conjugări din limba greacă. Latină făcusem în școală, dar nu suficient. Ei, m-am întâlnit cu profesorul Nicolae Mladin și când m-a văzut, m-a recunoscut și a zis: ce faci, mai simbetene? Părinte profesor, vin și eu la examen, pentru că, uite, așa a rânduit Dumnezeu și foarte interesant să-mi amintesc, o să spun imediat, care a fost momentul determinant, momentul în care eu m-am hotărât și am zis: acum merg la teologie. Și am spus așa: părinte profesor, toate merg, știu, nu e nicio problemă, cunosc, că era cunoștințe religioase, trebuie să dea un examen, orice mă întreabă, eu știu din astea, dar greaca și latina. Și mi-a spus un lucru: ce mă, dacă nu știi ce ți se dă acolo, să scrii Tatăl nostru cu litere grecești, dar în românește, ca să fie ceva, că era probă scrisă. Și asta a fost un curaj. Am trecut mai departe, dar să vă amintesc că am ajuns să iau bacul, sau era examenul de maturitate, și am mers la mănăstire la Sâmbăta, la hram. Era 15 august, hramul mănăstirii. Și, în mod special, de obicei eu veneam acasă, dar atunci am rămas seara. Deci am fost în ajun și să face prohodul. Și am stat la prohod și am rămas acolo. Și mi-aduc aminte că părintele stare de atunci, părintele Veniamin, Dumnezeu să-l odihnească, m-a băgat într-o cameră și am dormit și eu acolo cu studenți de la teologie. Și
fiind în aceeași cameră cu unul care încă mai trăiește, este prietenul meu, deși mai mare ca mine cu vreo 10 ani, dar e un om extraordinar, părintele Iosif Bogdan din Dârste, Brașov. Când l-am întâlnit pe el, era în anul întâi și am zis, domnule student, între noi era o cinstire așa, nu-i spuneai studentului, băi, cu tare, nu, domnule student, nu vă supărați, spuneți-mi și mie ce-i la teologie, nu ce-i în biserică, că eu am crescut în biserică, ce-i la teologie, era om trecut prin viață, făcuse liceu, seminarul, armata, deci era un om cu experiență și a avut el un necaz, un semn, o chemare, se juca cu planorul și la un moment dat când a venit în picaje nu i-a mai răspuns comenzile și atunci a zis, Doamne, dacă mă salvez, Maica Domnului, dacă mă salvez, merg la teologie. Și a ajuns la teologie și a ajuns un om, un preot pe care, iată, l-a binecuvântat Dumnezeu. Și el îmi spune, ce îmi spune mie, așa foarte, oarecumva, ca m-a lăsat să înțeleg eu, dacă ai ceva comun, vino că la teologie găsești tot ce vrei. Dacă nu ai, nu simți tu ceva comun, ceva special, du-te că vei fi bun credincios acolo unde te duci tu. Și în momentul acela mi-am pus eu o întrebare, mă, chiar n-am eu nimic? Și l-am rugat atunci pe părintele Veniamin să vină la Sibiu și să-mi aducă planul de pregătire. Și uite, așa am pregătit, am ajuns în teologie. Aici am avut niște profesori extraordinari pe care l-am îndrăgit foarte mult până când și-a dat viața, a fost și când la ultima clipă a vieții lui părintele Grigore Marcu, mi-am luat și licența la el. Deci oameni care transmiteau din bucuria lor, când vorbim de bucurie, îi vedeam când făceau liturghie sau când predicau, că îi spuneau din tot sufletul, nu din cunoștințe, nu doar cuvinte foarte frumoase puse și încălzite ca să le primim noi, să ne împărtășim ca din niște dulcețuri de acestea, ci erau și consistente, rămâneau. Simțeai că te iubesc. Simțeau că vor să investească ceva în tine. Și a fost așa de frumoasă perioada de studenție, doar cu grija aceasta, cu spaima că să fac în așa fel încât să iau note peste 8 ca să iau bursă, pentru că mama era singură și ea trebuia să mă întrețină. Deși aveam bursa, cât era bursa atunci, totuși mai trebuia să mai contribuim cu ceva. Și așa, străduindu-ne să avem medie de bursă, am ajuns și la o medie în care am putut să continui mai departe. Aici a intervenit mama și Dumnezeu să o odihnească. A zis, dacă eu mai am două surori care au deficiență de auz și au făcut școli speciale și a zis, dacă fetele, surorile tale sunt așa cum sunt, tu să faci ceva mai mult. Și a auzit de doctorat, știa ce-i, cum, și a zis, mamă, dar ce știi, mă, tale, ce-i doctoratul. Și am zis, tu să încerc. Și am mers, fostul profesor, era mitropolit acum, și când i-am spus, la preasfințite, doresc să merg să fac, du-te mă, că îți dau de câte ori vrei. Zice, nu acum, nu de atâtea ori. Și uite, așa am ajuns și făcut și doctoratul și, pe urmă, toate lucrurile s-au schimbat, s-au stabilizat ele, pentru că în momentul în care am dat ultimele examene, la București am întâlnit al doilea mentor spiritual, părintele profesor Ene Braniște. Cu adevărat mi-a fost părinte și cu doamna Nina și cu... deci au fost niște oameni care mi-au fost părinți și pe care îi pomenesc cât o-i trăi eu și știu că Dumnezeu le va pune în socoteală și dragostea care
au arătat-o față de un orfan, față de un copil de la țară, pentru că noi așa m-am dus. Când, după ce am terminat facultatea de aici, am mers la București, pentru că doctorat era numai acolo și erau 8 locuri pentru bucureșteni și 2 locuri pentru sibieni și noi ne duceam așa cu rezervă. Totul ce a trecut, părintele m-a încurajat foarte mult și m-a ajutat mult. Și acolo era și părintele Liviu Stan, pe care l-am cunoscut și așa, din oamenii aceștia pe care i-a rânduit Dumnezeu apoi să viu și să-i ajut, să-i slujesc. Deci când am fost la ultimul examen de admisibilitate, să numai examenul acesta, era admitere pentru teză. A fost și profesor de la Sibiu, părintele Călugăr și cu părintele Moisiu și ei când au venit, zice, uite, am fost la un examen acolo, ce-ar fi dacă pe preotul ăsta, eram preot la Lisa, dacă pe preotul ăsta l-am aduce la Sibiu. Și atunci a pornit chemarea spre Sibiu ca asistent, a fost duhovnic și, pe urmă, și profesor, și ucenic și apoi și împreună slujitor cu marii noștri profesori. În reprezinția voastră ați fost și sunteți mereu înconjurat de tineri, sunteți iubitori de tineri, i-ați încurajat de fiecare dată pe tineri și ați fost alături de ei. De unde această apropiere? Poate catedra, faptul că v-ați aflat atâția ani la catedră, să vă ajute să le înțelegeți problemele tinerilor, să le fiți aproape? Eu pot să spun că simt dragostea aceasta și mă simt eu, sufletește, tânăr, între tineri. Nu știu de unde și de ce, pentru că, indiferent cât aș încerca să-mi explic, am avut copii, am 8 nepoți, deci bucuria tinereții, dar am copii ăștia mulți, ucenicii aceștia care, pe care îi privesc cu drag, îi ascult în fiecare dimineață și în fiecare seară, pentru că locul unde chilia mea, camera mea, este lipită de capelă. E chiar aici, în colțul acesta, îi aud. Ba, le-am și spus. Aș putea în fiecare zi să le spun și cât sunt în capelă, în funcție de rezonanță. Când sunt mai mulți, se aude mai încet. Când sunt numai puțin, răsună a gol. Și atunci mă întristesc. Când îi aud și când fac privegheri și când fac rugăciuni aici, mă bucur enorm de mult și aceasta este bucuria credinței, bucuria rânduită de Dumnezeu, bucuria pe care nu le-o putem noi pregăti prin indiferent ce prilejuri sau ocazii sau ceremonii sau alte lucruri de genul acesta ne le-am rânduit în viața noastră. Care credeți că este provocarea cea mai mare a unui ierarh în zilele noastre? Eu spun așa, provocarea mea. Cea mai mare provocare a mea a fost de a împlini ceea ce am propovăduit la catedră, ce am învățat la catedră. Mi-a fost foarte greu. Pentru că de la catedră spui modul, prezinți modul ideal. Și când ai ajuns să întâmpini greutățile vieții, situația în care se află preoțimea, situația credincioșilor, mi-a fost foarte greu ca să mă țin statornic totuși în a aplica acel principiu acrivie și economie. A fost o preocupare a mea constantă. Acrivia însemnează să respecti poruncile. Să nu spui că un păcat nu e păcat pentru că e mai ușor. Și economia, să ai dragoste și înțelegere față de cel care e în suferință și să-l ajuți să iasă deasupra. Provocarea este aceasta de a-ți asuma pe toți cei pe care îi ai în răspundere, de a-i considera fiii tăi. Chiar dacă mulți te supără, nu știu cât, să nu fac proporția, să spun că majoritatea te supără, nu.
dar au și ei ale lor greutăți, au și ale lor slăbiciuni și păcate și neputințe, dar asumându-i, îi poți să-i ajuți. Și ai putut ajuta și am avut o greutate mare acolo. Am fost considerat în primii ani cel mai desperiat episcop. În primul an am avut 3 caterisiți, în al doilea an 2. Deci eu în 2 ani de zile mi-am rezolvat problema canonică în eparhie. Și nu i-am pedepsit decât pe cei care erau divorțați de femeile lor și trăiau cu altele necununați. Mi-amintesc acum de cuvântul acesta și îl folosesc des, asumarea, și cu expresie de aceasta mai populară, cuprindere. Că noi spunem așa când vrem să ne exprimăm bucuria față de cineva, te îmbrățișez. Și acum câțiva ani am auzit un cuvânt de la o femeie în vârstă bătrânică care am vorbit la telefon și așa de bucuroasă a fost și a spus la urmă, zice, vă cuprind, în loc să spună vă îmbrățișez, cum mi-a spus, sărut mânuțele, sărut picioruțele, nu zic, nu, ce o mai fi zicând acum, săraca, și la urmă zice, vă cuprind. Și atunci am fost într-adevăr cuprins de un fior și am zis, ia uite, Domnule, care este expresia pe care noi trebuie să, sau starea pe care trebuie să o urmărim constant? Să ne asumăm și să-i cuprindem pe toți. Asta însemnează a-i cuprinde, asuma. În prezenția voastră trăim într-o lume în care ne plictisim foarte repede și nu mai reușim să facem așa totul cu dăruire, cu pasiune. Am trecut și prin perioade grele în ultimii ani, perioade de încercare. Cum ar trebui să ne raportăm la zilele noastre, la lumea de astăzi? Să știți că lumea de astăzi e diferită față de lumea din trecut, dar nu atât de diferită în problemele necazurilor. Au fost necazuri și înainte, au fost și păcate, au fost și greutăți, au fost și bucurii. Toate însă la momentul de evoluție al societății. Pentru că acum avem foarte multe mijloace de acestea moderne care ne ușurează viața și prin pandemie trecând, iată că acum avem aproape în fiecare biserică mijloace de acestea de transmitere a slujbelor noastre care pot fi recepționate foarte simplu pe un telefon și eu urmăresc zilnic liturghia de la catedrală pentru că mă interesează, pentru că este catedra mea. Și îmi exprim mulțumirea aceasta. Iată, am trecut prin ceva greu, rămânând ceva. Dacă credem noi că totul e pierdut în zilele noastre, ne înșelăm. Dacă credem noi că tineretul este mult îndepărtat de biserică, iarăși nu suntem chiar așa de documentați. Sau dacă noi ne pierdem nădejdea în Dumnezeu, atunci nu mai avem niciun curaj. Ceea ce le spun eu oamenilor de 3 ani de zile continuu, nu omit niciodată la niciun fel de cuvântare sau predică să nu-i încurajez, să nu le dau curaj. Curaj! Noi trebuie să avem curaj. Să ne încredem în Dumnezeu. Noi suntem în mâna lui Dumnezeu. Ne-am născut când a rânduit Dumnezeu. Plecăm când ne cheamă El. Deci, mi-e frică de moarte? Păi moartea tot așa vine. Mi-e frică că nu sunt pregătit? Și doresc și mă rog lui Dumnezeu să mai îndea zile ca să mă ispășesc toate păcatele mele. Deci în lumea aceasta atât de încercată și vin încercări pe care poate cândva se vor cunoaște cauzele unor încercări. Dacă Dumnezeu le-a îngăduit, chiar dacă ele sunt provocate, noi trebuie să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Nu Dumnezeu provoacă războiul. Nu Dumnezeu dă boala și boală care a cuprins toată lumea și boală care
adus și victime. Boala asta, cu ea ne vom lupta, dacă avem curaj. Pentru că și medicina spune, acea psihoterapie, acea participare a bolnavului la terapia pe care o face medicul. Cum participăm noi sau cum ne asumăm noi terapia pe care Dumnezeu ne-o rânduiește nouă? Și eu am trecut prin pasul acela, dar am crezut, gata, mă duc. Nu spun că n-am fost înfricoșat. Pentru că așa spune teologia noastră, înfricoșătoarele clipe ale morții. N-am trecut chiar prin clipele acelea, dar am văzut că Dumnezeu ne lasă posibilitatea de a ne apăra, de a ne întreține sănătatea și mai ales de a lupta pentru binele, și binele absolut e Dumnezeu, pentru binele întregii lumii. Să fim un pic mai buni, un pic mai înțelepți, un pic mai îngăduitori, să terminăm cu procesele și cu discuțiile între noi, judecăți de toate felurile, dacă te duci până la tribunale, copii cu părinții în judecată. Lucruri au fost și înainte, n-au fost însă în proporția aceasta. Totuși, dacă e vremea noastră și Dumnezeu acum ne-a rânduit să fim pe pământ, însemnează că avem și noi o răspundere și suntem și noi vinovați. Suntem vinovați de săracii de lângă noi, dacă nu-i ajutăm. Suntem vinovați de copii orfani, dacă nu le oferim ce le trebuie. Suntem vinovați de tot răul care se provoacă în lume pentru că nu ne rugăm prea mult sau suficient ca Dumnezeu să ilumineze pe cei care intră în conflict, indiferent din ce motiv. Pentru că viața unui om e mai scumpă decât toate tratativele din lumea asta. În prezenția voastră, din păcate, emisiunea a ajuns la final. N-aș vrea să ne despărțim înainte de a le transmite un gând celor care ne urmăresc și de a ne spune ce înseamnă pentru, în prezenția voastră, bucuriile vieții. Dacă Dumnezeu mi-a rânduit să împlinesc 75 de ani, dacă Dumnezeu mi-a rânduit în viața mea mulți mentori spirituali, mulți oameni ai bucuriei, dacă am încercat și eu la măsura posibilă să mă împărtășesc din bucuriile care au venit de sus și care au copleșit necazurile și încercările vieții, consider că numai mâna lui Dumnezeu se află în toate. Dacă nu suntem încredințați că viața noastră este mâna lui Dumnezeu și ne oprim, ne speriem, ne oprim din activitate și introducem în loc de nădejde, de încredere, de speranța aceasta în ajutorul lui Dumnezeu, murim înainte de vreme. Dacă avem curaj, să fim curajoși, că suntem în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu ne mai dă viață ca să mai putem să îndeplinim binele, nu rău. Și apoi să putem da un răspuns bun la înfricoșatea judecată a lui Hristos. Înalt Preasfinția voastră, mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi alături de noi. A fost o onoare să vă avem la Bucuriile Vieții și vă spunem și noi la mulți ani și multă activitate frumoasă în folosul celor pe care îi păstoriți. Mulțumim frumos tuturor și dumneavoastră să vă dea sănătate, să puteți să continuați lucrarea aceasta deosebită a Bisericii, care este, iată, încă un lucru al modernității în folosul binelui bisericii noastre, binelor credincioșilor noștri. Vă mulțumim foarte mult, doamnelor și domnilor, noi cu mult curaj mergem mai departe. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la aceeași oră, tot aici pe Trinitas TV. Dar până atunci, nu uitați, bucurați-vă de viață! La revedere!